seara. Un meci greu, un meci dificil. Cunoșteam echipa oaspete de anul trecut, care în 4 meciuri n-a reușit să câștigăm împotriva lor. Știam că ne așteaptă un meci greu. Din păcate n-a reușit să câștigăm. Ne doream acest lucru, să începem cu dreptul cu noul antrenor. Dar mergem înainte, ne pregătim mult mai mult și mult mai bine și sperăm să reușim să câștigăm la CFR. Da, mă bucur că am reușit să recentrez la faza la gol, dar pentru mine asta e un bonus, nu-mi doresc acest lucru, îmi doresc să, ca echipa în primul rând să câștige, noi apărarea să nu primim goluri, dar cel mai important e dacă câștigă echipa, dacă luăm 3 goluri, să dăm 4 și câștigăm. Da, am lucrat cu dânsul la media și vă dați seama că te afectează pe oricine, dar critici te face mai bun. Mister m-a încurajat, mi-a zis să revin pe acel jucător care m-a cunoscut și care am fost și înainte. La 9 puncte de ce fel? Urmează meciul de la Cluj, pare extrem de important. Da, pare un avans mare față de noi, dar mergem cu gândul la victorie. Campionatul e lung, mai sunt o grămadă de etape, pe urmă vine play-off-ul și mai sunt multe etape. Seara. Având în vedere că am ratat și penalti, da, puteți să spune că am scăpat 2 puncte. Pe de altă parte, suntem mulțumit cu un punct, așa cum a fost, e un punct de plecare. Veneam după 3 înfrângeri și trebuia să acumulăm puncte ca să ne revenim. Da, a fost inspirat, s-a mișcat mult, a strigat centru, stânga, nu știu ce a strigat, m-a blocat, m-am pierdut un pic. Dar asta este, mai bine. M-am dus cu o idee clară și m-am schimbat. Sper meciul ăsta să fie de referință. Chiar vorbeam cu colegii, este altfel când joci pe la ora 9:30 vara. Poți să alergi, poți să respiri. Noi am jucat doar la 6:30. S-a simțit diferența. Meciul în care sunt și galerii și e zgomot mare, nu prea simțim, dar normal îi simțim lipsa, e antrenorul nostru, ne dădea stare bună de pe margine. De sperăm de meciul viitor să fie pe margine să câștigăm. Da, nu am auzit nicio. E normal, așa ar trebui să fie și sunt un exemplu dacă nu au strigat. Știam că o să se schimbe ceva, clar jucătorii voiau să demonstreze. Pe de altă parte, știam și la ce să ne așteptăm. Îi cunoșteam pe majoritatea jucătorilor, era greu să schimbe în 3-4 zile, dar chiar și așa, eu cred că n-am interpretat bine tactic ce am pregătit și nu ne-au surprins. Bine, bună seara. Cum a fost? A intrat bine. După primul gol, după gol, venim un pic, repriza a doua a marcat și după nu conseguim marca golul 2 și a terminat așa, meci. Se apărară bine, o echipă bună, noi nu am făcut un meci foarte bun, mai a fost bun rezultatul ăsta. Cum e cu Edi Ordănescu, îl cunoști bine de la Cluj? Cunosc de Cluj, e un trenor foarte bun. Cred că aici cu noi împreună mergem mai departe și să vedem ce suntem pe mai în față. Cum va fi bine meci în etapa viitoare de la Cluj? Cred că va fi un meci frumos, un derby. E pentru mine are mult colega acolo, stai acolo 4 ani, mai vreau să castigă. Asta e mai important pentru mine, pentru că... Fii sincer, ce echipă este mai puternică în momentul de față? Ce care sau pe ce se vede? Sincer. Cine merge în față, cred că e mai bine. Acum noi
trebuie să mai mult câștigăm meci de meci, după se vedem mai în față. Tu cum te simți? Simți că e o presiune mare pe tine pentru că fiecare pas greșit ți se scos în față? Nu are presiune. Are multă experiență, cred că are mult copii echipa noastră și așa întâmplat meci. Un meci face bine, altul meci mai bine și merge mai departe, așa e. Nu trebuie să vorbești de CFR, de meci de Europa League, trebuie să vorbești de FCSB. Înțelegi? Lasă pe ei acolo, eu sunt aici și vorbești de FCSB. Cred că e bine pentru ele, o echipă bună și cred că e bine pentru FCSB também, face bani. Ai avut multe de reproșat cu colegiul din apărare, crezi că mai este mult de lucrat, să vrezi mai multe la punct, pentru că tu ești un jucător pe experiență. Trebuie apărat să câștigă meci și trebuie să faci mai mult împreună toată lumea de echipa noastră și merge mai departe și se vede mult și că mai bine că meci asta. Bună seara, un meci dificil. Din păcate nu am reușit să marcăm mai multe goluri și să luăm cele 3 puncte. Cum a fost? Este un nou început. Cu toții ne-am dorit foarte mult victoria în seara aceasta pentru a-l face și pe Mister fericit, pentru că știm că își dorea să debuteze cu o victorie, dar este un nou început. Împreună cu dânsul sunt sigur că vom lucra bine și se va schimba fața acestei echipe. Ce s-a schimbat? Atitudinea, cred eu, s-a schimbat în meciul de astăzi. Nu avea cum să schimbe foarte multe în 4 zile. Meciul cu CFR decisiv, ați fi la 12 puncte dacă nu. Nu are cum să fie decisiv în etapa 7, a 6. Se vor înjumătăți punctele, dar este un meci important pentru încredere. Avem nevoie de cele 3 puncte pentru a ne apropia de ei. Ajuns la 80? 80, mi-a spus. Da. Sper să ajung și la 90 cât de curând. Sau la 90 sau la 100 pleci. Sau să nu știu ce să zic. Vom vedea zilele următoare, mai este o săptămână din perioada de transferuri. Dacă va fi să plec, bine, dacă nu, eu sunt cu gândul aici și sper să joc din ce în ce mai bine, să-mi iaște echipa. Felicitări, mă bucur pentru el, pentru că pleacă. Cred că avea nevoie de o schimbare. Sper să facă o figură frumoasă acolo și să-i facă pe cei de la Galata să mai cumpere Roma. Dar pentru voi va fi o pierdere? Cu siguranță. Era un fotbalist valoros. Acum rămâne de văzut cine va veni în locul lui.